Potrivit unui studiu realizat în România, cei mai periculoși șoferi sunt bucureștenii și constanțenii. Studiul a fost realizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în perioada 2013-2015, iar în cadrul studiului au fost analizate frecvența și valoarea medie a daunelor RCA. Studiul Autorității de Supraveghere Financiară arată că șoferii care produc cele mai mari daune în România sunt tineri sub 25 de ani care conduc mașini puternice. Cei mai buclucași șoferi sunt bucureștenii, unde, conform ASF, frecvența daunei este de 6,78%. În cazul Bucureștiului, una dintre explicații ar putea fi traficul mai aglomerat din capitală, posibil factor de favorizare a accidentelor. Locul al doilea este ocupat de Constanța cu 6,4%. Moldovenii nu se lasă și punctează prin municipiul Iași cu 6,27%, urmați de ilfoveni cu 5,89%. Cei mai ponderați șoferi locuiesc în centrul și nord-vestul țării, iar asta se reflectă din plin și în numărul accidentelor. Sălăjenii cu o frecvență de 3,42%, urmați de șoferii din Covasna cu 3,15% și cei din Hârghita, care cu 2,84% sunt cei mai siguri șoferi din România. Dauna medie în Sălaj s-a încadrat între 9.000-10.000 de lei, în timp ce în Argeș, București, Cluj și Sibiu s-a încadrat între 4.000 și 5.000 de lei.